nu poate participa astăzi la ședință din probleme medicale. Așa, conform articolul 123 alineatul 3 din codul administrativ, aș dori să alegeți un președinte pentru ședința ordinară din ziua de azi. Eu o puneți. Propun pe ceasa Constantin. Mai să dau pe propuneri? Nu mai să dau pe propuneri, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Consilierii locali nu se ar primi compatibilitate față de proiectele ordinului.
discuție în ședință de prezidentul organizației ședinței, în data de 23.05. Proiect de hotărâre numărul 30, numărul 05, prin modificarea afacerii numărul 037-01, privind la implementarea proiectului de dotare a serviciilor publice comunale la și achiziții de utilaje. Proiectul numărul 31, aprobarea de contări dreptul urbanului și personal didactic, care solicită cheltuieli de pasare referente în martie 2023. Proiect de hotărâre numărul 32, privind stabilirea mandatului special al deputatului legal al Oarei Tarmaș, pentru ședința numărului general al SC, compania de apă regională ESA, din 29.05. La punctul 5 se suplimentează ordinea de zi cu proiect de hotărâre numărul 33 privind alegerea președintelui de ședință. Se supune la vot ordinea de zi, votul pentru 9, împotrivă 0, obținere 0, grupul PNL nu votează. Președintele de ședință dă cuvântul inițiatorului primarului Martin Jdania. Primarul prezent proiect de hotărâre, proiect de hotărâre numărul 30, comunicarea acelei numărul 037-01 privind dezvoltarea serviciilor publice și achiziții de utilaje. Prin ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt. Se înscrie domnul Toma, care afirmă că domnul Corodean are nevoie de utilaje. Primarul răspunde. Proiectul este pentru comunitatea și nu pentru domnul Corodean. Vice primarul de când se declară, de când se învinge, domnul Corodean nu a folosit bordul excavator. Președintele ședință supune la cuvânt, votul pentru 9, împotriva 0, obține 0, lucru pe terenul votează. Proiect de hotărâre numărul 31, prin decontarea drepturilor urbanești personal didactic, care solicită cheltuieli de pasare venite în luni martie 2023. Domnul Bucur consideră slabă calitatea învățământului în Comuna Tamaș și remarcă faptul că nu au fost scoși ingineri sau profesori de rândul elevilor din Comuna Tamaș. Președinte, ședință supune la vot, votul pe 9, împotriva 0, obține 0, grupul PNL nu votează. Numărul 32, în 22.05.2023, este stabilit mandatul special reprezentat legal al Oate Tamaș pentru ședința lumea generale la SC, Compania Regională de Apă Bacău, de 2.05. Președinte, ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt. Doamna Neagă solicită intervenția primarului în citirea directă a contoarelor de apă pentru cetățenii din comune, deoarece sunt persoane în vârstă care nu știu să trimite SMS-uri. Primarul răspunde că citirea contoarelor de apă se face oricum la trecut de firma distribuitoare. Președintele de ședință supune la vot votul 9 pentru 0 consilii locale, pentru că PNL nu votează. La diverse primarul invită toți consilierii locali în Comunea din satul Chepri, la ceremonia ținută în memoria eroilor de ziua înălțării. Am terminat. În continuare, față de proiectele de votare de asta, dacă există consilieri care se află în incompatibilitate. Dacă nu, putem merge mai departe. Dau citire proiectului numărul 1, proiect de hotărâre. Procesul verbal de... Dacă aveți obiecții față de procesul verbal din ședința anterioară? Nu. Nu sunt. De ce? Da, supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Ei n-au votat, abțineri. Împotrivă? Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul numărul 3. Aveți aviză? Așa, da. Mergem mai departe cu avizele. În comisie avem comisia 1, aviz nefavorabil pentru proiectul 34, nu? Tămășanca. Comisia 2, avem nefavorabil pentru proiectul 34 Tămășanca și pentru proiectul 35 execuția bugetară. Comisia 3, aviz favorabil pentru toate proiectele. Am terminat. Domnul primar, proiect de hotărâre privind aprobarea de contări directorului urbanești personalului didactic care solicită cheltuielile de deplasare referente în luni aprilie și mai 2023. Articolul 1 se aprobă de contarea contravalorii transportului cadrelor didactice aferent lunilor aprilie și mai 2023 în suma de 9.322 conform anexei. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârilor se nominalizează compartimentul financiar contabil de impozite și taxe de perioada autorizațiilor de transport și resurse umane. Articolul 3, prezentul hotărârii va fi comunicată primarului Comunei Tamaș. Compartimentul financiar contabil impozite și taxe, liberarea autorizației de transport și resurse umane, școlii gimnaziale de trei și instituția prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință conform legii. Publică conform legii. Înscrie la cuvânt.
punem la vot acest proiect. Cine este pentru? Aprobarea cheltuielilor necesare achiziționare de servicii de coordonare artistică pentru ansamblul folcloric Tămășanca, aflată în subordinea Consiliului Local al Comunei Tămaș, județul Bacău. Articolul 1. Se aprobă achiziționare de servicii de coordonare artistică în perioada 1-7-31-12-2023 pentru ansamblul folcloric Tămășanca, aflată în subordinea Consiliului Local Tămaș, județul Bacău, în valoare de 20.000 de lei fără TVA. Suma va fi împărțită în rate lunare până la sfârșitul anului. Articolul 2. Prezentă hotărâre va fi comunicat primarul Comunei Tămaș, Departamentul Financiar și Contabil prin impozite și taxe, instituția prefectului județului Bacău și va fi adusă cunoștință publică conform legii. Cine se înscrie la cuvânt? Pentru ansamblul Tămășanca. Deci dacă aveți obiecții, deci cine se înscrie la cuvânt? Domnul Mișu. Da, așa după cum am menționat și în Comisia Economică, deci cred că ar trebui să ne mai gândim, să vedem exact, am vrea mai multe explicații vis-a-vis de ansamblul Tămășanca. Deci eu văd că e în subordinea Consiliului Local foarte bine, dar se vede treaba că Consiliul Local se dorește numai să aprobe niște bani, știi? Deci de funcționare, cheltuielile de ansamblu, foarte bine. Suntem, cred, toți de acord să funcționeze. Dar așa cum suntem de acord să funcționeze, ar trebui să fim informați și cu ceea ce face. Sau anumite, deci, ce vrea să facă la ansamblu? Vrea să un eveniment, să participe undeva, să fim informați. Deci, nu numai, deci, un raport de activitate. Domnul Vladinski, nu-l văd pe aici prezent. Deci, să ne spună, domnule, pe data de mergem, nu știu, la parc și facem acțiuni, facem foarte bine, dar trebuie să știi. Deci Consiliul Local nu numai se aprobe banii și gata, ei se facă și cum să aud ansamblul a fost acolo, că e secret cine o da banii, nu, dacă tot e în subordinea Consiliului Local, așa e normal și legal să fie. Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Eu, da, să vă putem să avem un dialog, să răspund la întrebări, ca să da, nu da, da. Aici aș dori să răspund domnul Mișca, domnul să vă puteți servi. Deci, la ansamblu aveți și raportul de specialitate care l-ați primit odată cu convocatorul, unde scrie destul de clar programul și serviciile de coordonare artistică pe care le-ați abătat așa din spate. Când se cere bani pentru activitate, bineînțeles că atunci să vină și un raport de specialitate în care să zici și să știți că banii călduiți. Acum banii în care s-au solicitat sunt pentru servicii de coordonare artistică prin activități specifice coregrafice în momentul de dansator popular. Asta am văzut ce se solicită. Deci ne spun și s-a făcut până acum. O mai fost, că unde o fost, nu știu, nu mai revine. Deci știți foarte bine, da. Sunt date ședința precedentă, da? O fost, oricine fost, cineva să-i cred, nu. Deci să fie transparent dacă tot e în subordine, asta e ideea. Nu mai vine cu secretism, deci nu? Da, nu știu sincer cine e omul. Mai mult, dar nu, nu mai întreb la s-a discutat din ea, dar asta vrea de acum înainte. Eu pot să pot. Domnul Popa. Care comandare a dat inițiatorul ansamblului ăsta? Să fie un pic mai cooperant. Să fie, bine, să susțină proiectele lui, să discute chiar și personal cu dumnealui, trece pe lângă noi, pac, nici măcar bună ziua, frate, nu. Asta e recomandarea, să fie un pic mai maleabil. Mulțumesc, domnul Popa. Cine mai, doamna Rupu? Bună ziua. Propun ca domnul Vladimir să fie invitat chiar acum și pentru a explica activitățile pentru modalii și activitățile în curs de creiere. Copiii momentan vor face repetiții după aprobarea acestui proiect, pentru că sunt invitați la 29 iunie la Bacău, la zilele Bacăului, ca să practice. Au plecare în august la mare, ca să facă și acolo anumite activități. Cu acordul nostru și cu susținerea Consiliului Local, vor pleca. Dacă dorim, să-i susținem. Dacă nu,
Atât, nu putem să ținem un ansamblu sub Consiliul Local dacă nu îi susținem deloc. Da. Adică ne mândrim că avem copii care să ne facă cinti, dar nu îi susținem. Da, bine, mulțumesc. Domnul Coronel, nu sunt legat un pic cu domnul Platin. Consiliul, domnul președinte, vă rog să dacă îmi permiteți, aș vrea și eu să iau cuvântul referitor, pentru că sunt direct răspunzător de acest ansamblu. Dar nu sunteți, e Consiliul Local direct răspunzător. Bine, raportul de specialitate l-am făcut eu. Da. Consiliul Local e supărat, domnul Vlad, nu pentru... Deci din mai multe motive. Un, suma chiar e mică. Să fiți transparenți și să aveți respect față de ei, că acum s-a spus în ședință că... Vă rog, așa. Unu, deși am dat că m-am abținut de la... Deși m-am abținut de la aviz, eu sunt de acord cu ansamblu. Și am spus și repet, ansamblu folcloric nu se folosește în campanie electorală. Nu vei avea viitor. E pentru ultima dată când vă spun. Deci în momentul când mai faceți campanie electorală cu ansamblu, Consiliul Local se delimitează de asta. Deci în cap pe suflet am fost inițiatorul acelui, știți prea bine că ansamblu merge pentru capă cu lobby către Consiliul Local. Veți primi banii ăștia, cel puțin din punctul meu de vedere. Veți primi banii ăștia. Dar vrem și responsabilitate. Fiind al Consiliului Local, ne-am dus la Sărbătorii Ziua Eroilor fără a avea un copil îmbrăcat. Acum eu vă înțeleg că ați avut ambiții personale, dar nu e corect față de voi. Iar doilea, treilea an când sărbătorim Ziua Eroilor fără un ansamblu și cel puțin primarul a lansat invitația Consiliului Local să participăm toți. Deci ne-am fi mândrit să avem, să vă avem aproape. Eu cam, astea sunt criticile care am vrut să vi le aduc, dacă mai e cineva care... Deci am spus și repet, ansamblu este al Consiliului Local. Nu-i folosim pentru că nu vei nu se știe. Funcțiile politice sunt proteste. Te vreau, dar tu, dacă vrei să ai un viitor în care trebuie să fii neutru. Nu, acum nu vreau eu să iau, nu? Și sunt multe reclamații de la părinți, am zis, nu vor să-i lasă, să-i mai lasă la dansul. Ceva se întâmplă. Ce părinți să vină aici să spună problema Consiliul Local. Da. Și ce mai vrea Consiliul Local? Un raport de activitate, să acum l-avem, l-am primit acolo. Că ei vin, am înțeles că vor să vină să vadă cum să desfășoară o repetiție. Adică să vadă că, într-adevăr, banii pe care i-a solicitat, vreau să-i meritat. Mulțumesc! Dacă permiteți, am o idee, deși nu sunt participat la dezbate, dar am o idee, cred că e foarte bună, în experiența de viață. Îmi permite să o spun? Da. Vis-a-vis interpretă transparență. Aș vedea o chestie pentru transparență rezolvată foarte ușor treaba. Ca domnul Vlad să prezinte Consiliul Local, nu neapărat persoană, să depună la dosarul ședinței în fiecare lună programul ansamblu de pregătire, de deplasare, de activitate, de ce. Și Consiliul Local să voteze, nu neapărat ca un proiect, să voteze la diverse programul anexă aceste ședințe și fiecare consilier local să știe că de la ora 4 la ora 6 copiii pot fi găsiți în sală la antrenament sau când în ziua din 20 a 5 să zicem, se deplasează o activitate în zona tare pentru a desfășura un scop. Eu văd foarte transparentă și foarte de bun simț și s-ar elimina multe din aceste discuții, în aceste suspiciuni. 1. 2.
consilierii locali v-ați putea stabili, să veniți, nu neapărat în contul, să supravegheți, o supravegheați o activitate de pregătire în sala de specialitate, nu faci pregătire în copii, pentru a elimina aceste discuții pe care s-ar fi. Bacă nu s-a făcut, bacă s-a făcut în bătaie de joc, bacă nu se respectă programul. Deci, consilierii locali aveți dreptul să faceți chestia asta și care obligația să vorbească dumneavoastră. Am terminat. Dacă permite, domnul consilier. Da, apropo, de ce a spus domnul secretar și, într-adevăr, spune lucrurile necesare, cu privire la domnul Vladeschi, eu nu am nimic de uitat, pentru că nu am reușit să-mi creez un punct de vedere, pentru că nu documentele, spre exemplu, aș putea să întreb pe domnul Vieru, nu ați menționat cu precizie bine, sâmbătă, lunea, când aveți programul? Pentru că domnul secretar mă pliez pe ce a spus dumnealui. Spre exemplu, noi am vrea și noi să venim să asistăm, să vizităm, dar nu știm precizie ziua, pentru că a trecut ceva de la ora 15, de la ora nu știu cum. Deci zilele, în ce zile? Mulțumesc. Doar că programul diferă foarte mult în funcție de programul copiilor. Pentru că sunt copii care, de exemplu, dacă eu spun, hai să ne vedem bine, spun, dar bine, nu am da, dar banii publici, credeți-mă, că nu înțeles că toate lege. Banii publici se cheltuie cu precizie. Am nu există că poate duminică, nu există, trebuie să faci dovadă la data de, eu am manifestat, am o oră respectivă și ea vine finanțat. Nu e nimeni de realitate. Ok, faci o să bine, mulțumesc, domnul domnul. Dacă mai aveți cineva de domnul la acest proiect, supun la vot acest proiect, cine îi se pede? Deci da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da. Deci, domnul Vladeschi a trecut, mulțumim pentru... Ține și în totul. Așa, domnul, dacă la... Ai dacă aveți imediat, împotrivă. Domnul Bucur împotrivă. Abține. Domnul Toma, domnul Ungrează și domnul Mișu. Dacă își puteți să... Dacă îți poate să răspund și ceva. Legat de ansamblul folclor Tămășan, că într-adevăr este sub ordinea Consiliului Local, dar să reamintim că a fost creat de către Veronica Turcu, nu de către Consiliul Local. Este susținut de către Consiliul Local, dar creatorul acestui ansamblu știe foarte bine cine este. Deci ar fi bine să nu ne asumăm că am făcut noi. Mulțumesc. Mulțumesc. Dar ați fost votat de Consiliul Local, este susținut de către. Dar totuși Consiliul a fost cel care le-a aprobat. Da, eu asta. Fără susținut din general Consiliul Local. Nu am zis că nu e susținut din subordinea Consiliului Local. Te dori tot pe jumătate. Mulțumesc. Domnul primar, proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli de Banca Tamaș, județului Bacău și situația financiară pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare pentru anul 2022. Articolul 1 se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al OAT Tamaș, județul Bacău și situația de financiare pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare pentru anul 2022. Așa cum este detaliat în raportul de specialitate 2063 din 7-6-2023. Articolul 2, prevederile hotărâri se duc la îndeplinire de primar prin compartimentul de specialitate. Articolul 3, prezentă hotărâri va fi comunicată primarului, compartimentul financiar contabil, instituția prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică conform legii. Întrebări? Aici îmi pare rău că nu poate să fie de față doamna contabilă, are și dumneavoastră o mică problemă familiei, cu o soră de dumneavoastră și nu a trebuit să-și ia urgent liber să ajungă la licență. Pleacă în termenul, domnul președinte. Doar o mică paranteză vreau să fac cu privire la contul de execuție. Contul de execuție, legea 273 spune că contul de execuție pe anul precedent se prezintă odată cu bugetul pe anul următor, adică atunci când s-a prezentat bugetul pe 2023, pentru că e logic, consilierii nu poate să-și creeze un punct de vedere, pentru că nu au acces la contul de execuție. Mulțumesc! Dacă nu e cineva, dacă se poate viitor, să vină în prima ședință din ianuarie. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă, abținere,
Mulțumesc! Deci, ultimul punct. Diverse. Vreau să vă anunț că avem doi invitați. Invitați. Deci, ședințele sunt publice. Au dreptul să participe la ședințe. Dacă cu îngăduința noastră sunt, le permitem domnilor invitați să răspună părți. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. De la ultima prezența mea în ședință, m-am simțit dator cu răspuns către domnul Consilier Toma, având în vedere proiectul de hotărâre numărul 26 din luna aprilie 2022, vis-a-vis de acea dispoziție cu deșeurile aruncate pe câmp și pe... Dumnealui, la momentul respectiv, susținea că acest proiect de hotărâre nu prevede sancțiuni pentru aruncări de demurări al gunoaielor pe câmp. Dar se înșeală, cu atât mai mult, cu cât dumnealui, în procesul verbal de ședință, are o intervenție și propune reducerea 80% a celor sancțiuni. Da? De multe ori, dumneavoastră face niște afirmații în Consiliul Local pentru a duce în derizor această activitate a Consiliului Local și nefundamentată. Îl invit să citească încă o dată acel proiect de hotărâre, să vadă că scrie negru pe alb la articolul 2, aliniat R și O, da? Vis-a-vis de interzicerea depozitării gunoaielor. Și domnul Toma e inclusiv interzicerea la litera, interzicerea deversării apelor uzate. Așa cum faceți dumneavoastră în curtea noastră și la pozare de la baie și pătăria noastră, se duce pe terenul agricol al vecinilor dumneavoastră. Da? Încă o dată, la articolul 5, da? Se spune foarte clar, toți cei care construiesc, desfințează sau demolează o construcție, au anumite obligații. Deci dumneavoastră spunea la momentul respectiv că doar pentru înfrumițesarea gardurilor, curățenii și etc. Ducând în derizor o hotărâre dată de Consiliul Local. Adică, din păcate, Consiliul Local uneori se duce pe o fentă de trasa domnului Toma, care are un rol mai mult de dezminare și distrugere decât de construcție pentru această comună. Totodată, aici îi aduc la cunoștință că spunea că legea 215 din 2000 a fost reactualizată inclusiv în 2014 și acel articol 51 aliniat 4 este valabil, iar domnul Toma și nu numai are obligația prin lege să depună un raport de activitate în fiecare an. Și sunt și prevăzute niște sancțiuni din punctul acest punct de vedere. La momentul respectiv, iar adus în derizor, a zis, nu, legea nu mai este valabilă, adică de foarte multe ori se joacă cu cuvintele și din păcate cei care suferă la anumite decizii și proiecte care ar trebui votate în Consiliul Local, nu sunt votate sau sunt amânate doar cu niște supoziții dintr-o altă lume paralelă. Că uneori, unii dintre noi poate chiar trăim într-o lume paralelă. Nu suntem suficienți de realiști. Eu atât am vrut să vă spun, cu rugămintea ca la următoarele proiecte care țin de dezvoltarea acestei comunități, să vă aplicați cu mai multă atenție asupra proiectelor de hotărâre și să nu mai plecați pe fenta domnului Toma. Mulțumesc! Mie mulțumesc, domnul Toma! Are drept. Mi-aduc aminte, și cu părere de rău vă spun, la ce face referire această persoană. Hotărârea de Consiliul Local la care face referire, vorbim președinte ședință era domnul Bucu și ținând cont că în hotărârea aceea vreau să aduc la cunoștință că amendamentul meu de scăderea amenzilor cu 80% a fost aprobat. Hotărârea tocmai asta face. Noi, Consiliul Local atunci, prin președinte domnul Bucu și ceilalți consilieri, efectiv am blocat amenzile respective pentru că nu puteam să fim de acord cu amenzi de 4.000, 5.000, 6.000 că cineva, eu știu, într-un moment de neglijență a aruncat un bidon nu știu unde pe șanță. Ideea e, eu nu vreau să mă amendez și nici să discut aberații, inepții, doar atâta, aducând o dată la cunoștință
Consiliul Local și consilierii, eu sunt ferm convins, văd oameni într-adevăr competenți, cu 4 mandate, cu 5 mandate, oameni cu experiență. Sunt ferm convins că fiecare are conștiința curată pentru că, într-adevăr, s-a străduit pentru comună. Eu sunt doar de câțiva ani și nu vreau să mă suprapun cu ceilalți consilieri care chiar au luat decizii colosale pentru comuna Tămaș, de dezvoltare. Faptul că noi ne ducem pe subiecte lacunare, că nu știu cine este iritat, da, eu personal îmi cer scuze pentru anumite, eu știu, referiri. Am făcut referiri doar pentru că întotdeauna am vrut să exercit mandatul de consilier și să asigur comunitatea, că într-adevăr Consiliul Local este autoritate și ia decizii cu bun simț. Asta m-am străbuit. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Domnul Acum, ca în proiect de hotărâre, cea mai mare amendă era de 2400 de lei, menul 4000, 5000, 6000. Și asta era pentru morozul, pentru aruncarea morozului, care a fost redusă la 400 de lei. Adică ne jucăm cu niște sume ca să dea bine cât de electorat, da? Înțeleg, adică sume, nu, discutăm pe chestii concrete, domnul Tomar. Nu vă abonăm. Imediat, domnul președinte, doar vreau să rectific și să întăresc ceea ce am afirmat. În proiectul respectiv, noi am avut scandal, efectiv aici ne-am certat cu secretarul de atunci, cu doamna Mădălina Miron, pentru că doamna Mădălina Miron efectiv a venit personal, eu pot să-i vorbesc la infinit despre proiectul respectiv, și a insistat că, dar ce dacă le pune amenzi de 4.000 de lei? Erau amenzi pentru faptul că nu și-au văruit cotețul, erau amenzi pentru faptul că au neglijat cu gardul. Deci, și cu referire la, vă spun că există o ordonanță de guvern, recentă dată, prin care cetățenii și recomand tuturor cetățenilor, construiți anexe, nu vă mai trebuie autorizație, trebuie doar o notificare la primărie. Nu vă mai lăsați păcăliți de tot felul de derbedere. Deci, anexe, extindere de bucătărie, nu mai trebuie documente. Construiți în bună pace, că nimeni nu vă poate amenda și nimeni nu vă trage la răspundere. Mulțumesc! Mulțumesc! Cine mai dorește? Doamna Petra, vă rog. Eu am venit cu scopul meu, știți, m-ați văzut și cred că știți. Nu pot decât să vă mulțumesc că ați acceptat să funcționeze asta în continuare. Și vreau să vă spun că noi nu folosim în campanie electorală. Nu e dacă am fost la Palatul Parlamentului, am fost invitați. Dacă ne invitați cineva de la PNL, ne duceam. Poate să ne invite oricine că ne ducem, că la copii ne-au plăcut. Dar doamne, ne-au plăcut foarte mult. Și au fost invitați de aici din Consiliu, mulți nu au venit că au votat trebuie. Putea să vină oricine. Ce să vă mai spun? Ansamblu a fost invitat și în afară, în Macedonia. Am primit o invitație în Macedonia. Să duce. Ai emoții de la Petrar și în cauza asta. Da. Nu sunt învățată să iau pe oameni. Și știu cum mai sunt și întreruptă câteodată. Am fost invitați în Macedonia. Până asta știu. Nu știu. Am fost invitați în Macedonia, ce este o cinste pentru lume, pentru că ei au citit pagina noastră de ansamblu și le-au plăcut ce face. Și ne-au invitat. Bine, noi cu contractul ăsta, dar sunt copii care nu pot. Sunt copii care nu pot, eu oricum îmi plăteam așa și cred că s-ar fi venit și foarte mulți părinți cu copiii. Sunt 5 zile în care sunt invitați, Vlad știi, vă arată și invitația, în care noi trebuie să plătim 125 de euro pentru 5 nopți cazare, cu 2 mese în fiecare zi, ghid pentru ca să ne arate locația unde mergem, nu mi se pare scump. Nu mi se pare scump deloc. Și ar fi oportunitate pentru noi. Nu știu dumneavoastră cum înțelegeți. Așa. Nu mai punem problema banilor 20.000 de lei până la sfârșitul anului învățat pe luni, nu cred că este o sumă așa de mare. Gândindu-mă că se apropie hramul satului Sfânta Maria și o să aveți nevoie din noi. Dacă nu, să dispuneți că noi nu venim. Îi învăț eu pe copii să nu vină. Pe cuvânt. Pentru că pe cine ați invitat, invitat de onoare, ăla avea foarte mulți bani. Noi cam facem pe degeaba. Încă n-am făcut invitații, nu? Nu ce avem un plan. Puteți să ne sunăm, acest lucru suntem în stare cu ansamblul nostru. Câți că
cântăreți avem noi aici, vă facem un spectacol de la să rămână diplomele. Avem prin mare memorabil, o știți? O cunoașteți, da? E să știți că ea își face cântecele singură. Să spună Vlad. Ea și-a compus melodiile și ca să știți dumneavoastră, nu chiar oricine. Că eu mă urc pe scenă, mie îmi place, eu vis de-am eu să cânt. Dar mai mult în bani, eu așa nu mă de una singură, dar să vă fac o surpriză, totuși. Așa, să beau un de așa. Că mai am să vă mai spun. Apropo din comportamentul lui Vlad. Nu știu, poate e așa cu dumneavoastră, dar el are un comportament în noi, când facem noi repetiții, impecabil. El se poartă cu copiii aia mici, ca un tată, cu noi se poartă ca cum ar fi mama lui, iar cu ăia mari care sunt rebeli, trebuie să fiți de acord, ăia nu mai ascultă din noi, ăia fac cam ce vor ei. Dacă noi nu am fi la de aici, dacă noi nu am fi astea patru babe, cum îmi place mie să spun, dar nu vreau să mă dau acolo, așa, i s-a aruncat în cap. Pentru că nu ascultă, ei sunt rebeli, ei trebuie să facă numai ce de vin sau 10 minute. Domn profesor, mă lăsați să mă duc să-mi iau ceva dulce. Domn profesor, mă duc la baie. Este și ei să duc la părinți acasă și denaturează vorbele care le spunem noi. Eu dacă îi fac observații la un copil, îi fac observații, cum să spun eu, constructivă. Ca o bunică. O bunică nu-și bate copiii sau nu... Ei ar trebui să înțeleagă, părinții dau crezare la copii. Vă invităm pe toți să veniți la o repetiție. Pentru că noi ne facem datoria, noi grupul nostru, așa cum ne place nouă, iar copilașii aia repetei sunt din nota, cum să spune, din nota 20. Le place ceva. Dacă îmi permite, domnul președinte, s-a înțeles de la da, așa. Să intervenți la doamna. Mi-aduc aminte de anul 2008, în care, pe parcursul alegerilor, am stat împreună la masă, am discutat și am dezbătut foarte multe subiecte. Vă văd tot atât de jovială și de serene, așa cum era. Știți că nu urmăresc niciun post. Chiar dacă să alegerile la anul, nu urmăresc, nu fac campanie. Doar în privire la ceea ce ați afirmat. Da. Cu ocazia asta, vreau să mai fac o mică interpelare, pentru că uneori sunt interpretate eronat. Într-adevăr, din lipsă de informații, că trebuie în secolul XX, nu mai avem timp să-i explicăm. Știți cum e? Arta argumentării e complexă. Dar eu vreau să vă atrag atenția, și asta o spun Consiliul Local, noi facem totuși o discriminare. Eu personal recunosc, eu nu știu cum a ajuns, eu nu știu dacă este compatibil cu activitatea pe care o face la ansamblu, pentru că este consilier personal la primarul. Faptul că se drenează bani publici cu ghilimele de rigoare către un consilier personal primarului, mi se pare un pic dubios. Nu vreau să comentez. Se intitulează profesor. Să știți că în România sunt 47% de profesori, semi-analfabeți funcționali. 47%. Vă dați seama în ce societate trăim? Dumnealui deja se erigează pe postura de profesor. Nu avem un club de șah. Nu avem un club de nu știu ce. Totul tragem cu tradiția. Nu știm nimic despre tradiția cetățenilor din București. Deci credeți-mă, doamna, tot respectul. Pe mine mă bucură chestia asta, dar pot să aud în public ideea că doriți vizite în Macedonia. Nu avem fotbaliști. Haideți Consiliul Local, de ce nu sponsorizăm măcar cu 5% o echipă de tineri care să joace fotbal? De ce facem discriminare? De ce încercăm să drenăm bani către ce? Vă dau un exemplu și vă solicităm asta, că sunteți o persoană care, așa consider. Vorbim de coreografie pentru grupul de băbuți, așa cum ghilimele de rigoare. Perfect. Ce ore de coreografie? Dați-mi un exemplu acum succint. Ce ore de coreografie? Arătați-mi un pas. Un tango, un ce, un vals. Vreți să vă cânt? Dacă idei. În tot trecut. Doar. Ce mai sunt? Domnul Judrea pleacă pentru că
spunea lui, are ceva o ură personală. Aici ar trebui să o lase la ușă. Totdeauna am spus că, da, accept ansamblu, dar fără grupul de doamne, mai ales... Domnul Bucur, vă spun că nu plec, pentru că nu fac voia nimănui. Eu fac în viață ce îmi place. Ați prezentat azarea de afumicar 53 de hectare. Din 53 de hectare vreau să iau și 10 hectare. Dar întrebarea mea este, este intabulată azarea de la azarea? Când alt azar nu este, este intabulată. Deci nu sunt intabulată azarea de atâția ani de zile. E o societate în Duncanul, care o știi, nu știu dacă ai vizitat-o vreodată. Ai fost pe acolo să vezi, măcar cu curiozitate. Lea, am înțeles că am un proiect, în două lac. Lacul Ceamă lucrează la el ca să-l facă de 10 ani de zile. O scos tăsăul din azara în care și îți numai găul, o să-i dă lucru, pământul este cumpărat. Dar dacă nu este intabulat, de unde știi societatea respectivă, de unde și pe de unde se ies camere? O ies capat, numai găuri, toată azara. Abia, abia, are plajul toate în față, dar nu se sesizează de abia absolut deloc. Ca să se sesizeze abia, să zic, băi, ce face omul ăsta, că nu are voie să, chiar dacă e terenul lui, că dacă eu am un teren de un hectar de pășuni și eu o lac, pe mine apia mă penalizează, că nu am voie să-i schimb destinația. Dar persoana respectivă, când schimbă destinația la 10 de hectare acolo, în azarea, deși o are învedenire, eu am să solicit și am să putem, poate să se sesizeze anii, să fie ca altcineva nu are ce deveni, să fie să controlează acolo. Și trebuie făcut intabulat ca să vedem cât izlaz mai este, că chiar dacă nu le iau eu, că de acum ați bătrân de acolo, poate de alții care au pași, care au pentru care nu care la copii. Dar nu se interesează nimeni. Din 2 ani de zile, din 2021, nu a venit niciodată în Consiliul Local ca să îi aprobăm că el șerpul de prin drumurile publici ar noastră de acolo, din bazarea. Vineam fiecare an și preieroiam autorizația respectivă, acetulat pe drumul respectiv. De 2 ani nu a venit. Eu îl înțeleg lui domnul de acolo, că el e executat. Dar sunt căpușii în spatele lui, care acolo să mănâncă bani grei. Suntem mașină de carmoste cu tirului din Ucraina la rând și încarcă balastă. Aia-s bani mulți. Și o scos tot său din nou, escavează la șesul cu 8 metri și aduce pe traie și se demorează în oraș, le bagă, pune pământ deasupra și bagă în pânza friată cu bagă pe traie. Mă, dar știi sau nu știi? Și acolo eu, de exemplu, cum spun eu, vreau să solicit și eu să fie un șoramas. Dar să fie un șoramas, că eu, după ce și știu eu, după cultura mea generală, el are titluri de proprietate, acolo titluri, o cumpărat, de repede, care o cumpărat și este 7 persoane. Deci, dacă lei să duce acolo să areți unde are 7 hectare de teren, nu știi. El a cumpărat, o dat bani, dar el nu știe nimic din suprafața respectivă. Și ăla băiesc, eu scalează, mereu, din nou. Eu la abia când am fost și i-am spus, băi, fraților, ce faceți aici? M-a arătat planșul de pe față. Ai și bata, ai și bata, băi, dar cum ăsta să ție scalează? Dacă îmi permit. Fața, când e, nu, dă mâini, m-a arătat. Fața, nu, și n-am o problemă. Eu, cu asamblu,
eu sunt de acord cu el, bineînțeles, dar eu știu că banii se cheltuie de amată. Așa. Solicit de 2 ani de zile inventarul mijloacelor fixe din primărie. Nu sunt nici nimic. Eu vă întreb pe dumneavoastră, și nu vă ține în loc și nu vă dă voi să faceți inventarul. Eu sunt, dar nu îi dați drumul, o săptămână. Eu îi solicit viceprimar să fac adresă la prefect. Sau dacă nu, la Curtea de Conturi. Curtea de Conturi, când a fost în 2021, eu țin minte când s-a prezentat parțial procesul verbal de la Curtea de Conturi, scrie acolo, obligator pentru făcut inventarul domeniului public și inventarul mijloacelor fixe. Acum, pentru domeniul public, am înțeles de la domnul secretar că început să se facă. Dar dacă mijloacele fixe deși nu, eu îi spun un viceprimar că m-a sufăr, nu că m-a sufăr cu el, că e așa, dar neapărat, dacă nu procedează să facă inventarul, la prefect și la termenul. Eu cam atât am avut spus. Legat de mijloacele fixe, în anul trecut, din luna 12, ai făcut o comisie pentru inventariat, să lucrează în locul domnul Vici, chiar e președinte la acea comisie. De ce nu? De ce nu-i dat drumul? E dat drumul, domnul Vici, e dat drumul, fiecare comisie e repartizată, deci ca să vă dau citire, Ceasa Constantin, președintele comisiei, Agache Gică, membru Andrei Niculina Contabil, și apoi e pe subcapitol. La administrația publică îi curăm Mihaela, Rotariu, Florin, Dinga, Corina. La centru de zi îi conduce Andreea, Bogdan, Magdalena, deci la toți le-am spus să-mi prezinte inventarul. Și pe bază de semnătură. Așteptăm. Deci au motivat contabila sa până și-a preluat, fiind singură. Au fost, într-adevăr, niște, dar ei trebuie să... Vreau să vă spun că s-au numărat bări și coșuri. Deci eu am inventarul. Îmi lipsește în acest confrunt. Dacă îmi dai voi, dacă am uitat ceva, dumneavoastră de acolo din societate trebuie să plătești impozitul la primărie, cam așa? Din care societate? De la... Balasierea de acolo. Da. Ăia sunt și bani de lucruri pe mâncă acolo, că știu că e un bani, să nu dea un bani de 10 ani de zile, de 10 ani de zile spate său din pământ de acolo și să nu dea el și un bani. El scavează la 8 metri în pământ, când așa. Păi unde pot spune eu? Acolo trebuie să-l aducă bani la primărie, frate, plătească impozitul. Până când nu-i balas de așa, că pușele de acolo și postul mai el stătea ca la aripia și mi-a aplicat de zile. Dar dacă alții o corpulește... Vreau să fac o clarificare, pentru că am avut foarte multe lucruri. Eu dețin toate documentele cu privire la cea referitoare. Problema e... două aspecte se desprinde aici. Problema cu comisia. Comisia, am raportul Curții de Conturi, Consiliul Local trebuia să înființeze comisia respectivă. Încă o dată, eu eroare, fiecare face ce vrea în final. Eu mi-am spus întotdeauna păsul și am fost interpretat eronat. Deci comisia respectivă nu are nicio treabă. Deci inventarea se face cu angajații primării. Raportul Curții de Conturi, Curtea de Conturi zice clar, a cerut Consiliului Local o comisie mixtă din specialiști din cadrul primăriei și consilier local. De 800 din grupurile de consilieri din consilii, că așa funcționează la România democrația. Cu aspectul cu domnul Bucur, vă aduc la cunoștință următoare. Firma respectivă, așa cum SRL, nu trebuie să plătească. O spun cu cea mai mare responsabilitate, nu trebuie să plătească impozit, pentru că dânșii nu au nicio treabă. Vă spun informații concrete. Dumneavoastră au un contract legal, desfășoară acolo, elaborează, înființează, printr-un proiect de 6 milioane de ron. Mi se pare benefic pentru Comuna Tămaș. Faptul că vor să facă 2 iaduri, 3 iaduri și acolo ceva de prelucrarea peșterului, cred că e
pentru prima dată comunitatea Mașcu s-a întâmplat un lucru bun, nu este rău. Ei au 5 hectare, au un lot de 5 hectare, acolo unde se chinuie să înființeze. Fac pe banii lor. Mai au 2 hectare acolo unde mai escavează, dar și acolo au autorizație. Credeți-mă, instituțiile statului supraveghează cu toate astea. Credeți că nu e înhața cineva dacă făceau nereguli? Nu, e pe legal. Ei doar mai tauzează, mai ia din toate. În 2020, mi-aduc aminte, în 2020, eu am fost intrigat atunci, ați dat o hotărâre de Consiliu Local și unui grup politic PNL atunci, cred că ori ne-am opus, ori am ieșit în sală, în care ați dat o hotărâre de Consiliu Local, prin care ați avizat, pentru nu știu câta oară, cum ați menționat și noastră, să utilizeze cu titlu gratuit căi de acces, toate felurile, și să înființeze și nu știu ce acolo, încăpere. În fine, sincer, nu există. Eu observ așa, observ primarul Comunei Talaș, mă adresez funcției demnitarului statului, este păcălit, este oarecum dus în eroare de alții. Faptul că nu prea sunt informați, ori de rea credință, inclusiv angajați, inclusiv terții persoane din exterior care vin și îi spun și, bineînțeles, oricare dintre noi primar, e bombardat de o grămadă de informații și în final este dus în eroare. Credeți-mă, nu spun cu răutate. Acolo vorbim de SECE, așa cum serele, are un contract real, o finanțare pe bani europeni, se străduiesc, poate într-adevăr în final vom avea acolo o fabrică de preocuparea peștului și va fi un lucru bun pentru comunitatea Talaș, nu este un lucru rău. Noi avem două aspecte, dacă vreau să fie în sintonie cu punctul de vedere a domnului Bogor. Și pentru că evoc, într-adevăr, interesul pe care trebuie să-l avem fiecare, adică mă refer la consiliile locale. Vorbim de Izlat, vorbim de comisia asta de inventariere, unde trebuie să existe consilier local, pentru că baza e acolo, consilierii, ei iau decizii, ei trebuie să fie sigur că se face cu respectarea legii. Credu că au făcut o comisie acolo, nu e chiar poveste. Dar nu că ar fi vinovat, poate nu e vinovat nimeni în toată situația asta. Că aș vrea să nu mai învinovățim persoane, pentru că face mai eroare. Ci se strecoară eroarea. Pentru că o persoană de la un departament nu este informată, e obosită, e stresată, pentru că are alte activități, are activități. Noi trebuie să ne uităm, într-adevăr, să se creeze, în opinia mea, dintre consilieri, un grup de lucru și să se consilieze la Inițiatorul Primar a Mizeriei, spunea Azara, de Eternal Azara, ea este după Cașor Pășunii. Așa, s-au dat, s-au investit din proprietate undeva la 85-90%, sunt doar tipul din proprietate, iar rezervele sunt 15 acolo, câteva au mai rămas. Acum, exact nu știu să vă zic. Când am început anul pastoral, acum am trecut în primăvară, s-a pus problema la treaba asta, ca să facem cadastru, s-au dat de Pășunii care le-a instituția. La care, nu știu, am discutat cu contabil, am contat lumea, zice că e foarte scump pentru a face cadastru la toate pășurile care dețin instituția la momentul actual. Adică dacă, na, noi am discutat, dacă se regăsesc bani în buget local pentru a se face cadastru, cum are drept să se facă și atunci vedem exact suprafețele care au rămas a instituției și în Azara și peste tot. Până atunci nu avem situații incerte, nu mai mică completare, iar îmi aduc aminte că tot în 2019 sau chiar în 2020, înainte să fim proiectul rământului, am hotărât de Consiliul Local prin care s-a amânat cadastrarea gratuită, pentru că era o finanțare și tipul faraoană. Că faraoană a cadastrat în proporție de 100%. Tot aici. Eu nu vreau să acuz pe nimeni, ci pur și simplu s-a dat o hotărâre de Consiliul Local prin care s-a amânat cadastrarea gratuită în Comuna Tamaș. Asta nu știu, așa. Acum, asta nu știu. Era da. Binevenită ideea dacă se făcea acces la finanțarea respectivă și se făcea cadastrarea gratuită, pentru că aveți dreptate, într-adevăr. Serviciile astea sunt foarte scumpe. Sunt foarte scumpe. Și noi, acum,
o să începem ca la anul, când primim adresa de la Oficerica de asta pentru începerea sistematicului, să putem să încercăm și noi să gândim și noi. Uite, asta e o întrebare, este cum e executat. Singura bani, nu trebuie să se gândiți în buget, bani alocați pentru chestia asta. Acolo, de ce știu eu, este prea parcelară. Este prea parcelară făcut de primărie, nu mai știu, în 2006-2007-2009, nu mai țin de când este făcut planul ăsta parcelar. Și acolo este fiecare trecut cu suprafață cu tot ce trebuie. Acum, nu știe el, vă dați seama că eu n-am nicio lume să știu. Nu știe el exact unde și cum trebuie să... Asta, dar de ce știu, cred că are documente, nu cred că poate să facă, pentru că... Are apele românii, cu ăștia nu te joci. Ăștia e centrarea la prima... Mulțumesc, domnul Florinel. Da, doamna, te dragă, dă-te. O problemă cu totul aparte. Vreau să vă întreb. Cu centrul ăsta de aici, de reabilitare, care aduceți din casele alea, dacă n-am putea și noi să fim cumva beneficiari a clădirii, în ce sens m-am gândit? Noi suntem locuitori aici și clădirea mea după amiază este goală. Nu am putea să beneficiem și noi, să avem, de exemplu, să aducem, că sunt un kinetoterapeut, un masior. După amiază sunt foarte mulți copii bolnavi aici în sat. Eu am vorbit cu femei care mă întâlnesc cu ele, zice, se duc de 2-3 ori la Bacău pentru o kinetoterapie, pentru... Așa, când s-ar putea face aici așa în sat. De ce nu suntem și noi beneficiari? Pentru că clădirea asta jumate e a comunii, că jumate s-o fac, nu știu eu, detalii, nu știu detalii, chiar așa v-aș întreba pe dumneavoastră, dacă n-ar fi bine, noi suntem oameni în vârstă. Și oricine, cred că din dumneavoastră, dacă am avea aici un cabinet de masaj, de ceva, pentru un locomotor, așa, de un locomotor. Masaj să trece la ceva așa. Nu, dar masaj, nu facem masaj, nu. Locomotorul din ăsta care... Poate ne arăți două bucuri la masaj. Noi avem nevoie, și eu cred că ar fi un medical activ. Suntem bătrâni și noastră, suntem destul de acum, am văzut să aveți nevoie. Ce nu beneficiem și noi? Asta e întrebarea. Da, o să... Bună ideea, ne salutăm, așa e. Dar m-am întâlnit cu femei care au copii din așa care sunt publici. Ei au spus, oare de ce noi nu putem să beneficiem? Dacă am dat voie, pot răspunde. Sunt beneficiari în comună, au voie să scrie beneficiari în comună, chiar doamna Samuilă are voie acum aici. Nu mi-a acumat, dar sunt beneficiari și se pot înscrie oricine vrea să beneficieze. Iar proiectul este direcția, este proiectul de direcția. Sunt condiții de, nu poate scrie chiar oricine, cei care îndeplinesc condiții. Sunt foarte mulți copii bolnavi, dar știți și dumneavoastră, care au nevoie de... Asta, de exemplu, doamna Samuilă are băiat, un mic care e primit. Nu știu dacă mai vine acolo, ce dau și două. Perete sau sunt mai treabă și ăia? Sunt câteva persoane, în jur de vreo 7 sau persoane care vin aici și fac recuperări. Nu, și noi ăștia mai în vârstă, de ce n-am mai mers și noi? Asta e, trebuie să îndeplinesc și condiții. Asta puteți vorbi cu doamna Nichifor, cu dumneai responsabil de proiect și cu condiții. Eu m-am gândit la asta, m-am gândit pentru că e clădirea noastră. Dar sunt la spate. Nu e clădirea noastră. Nu e vorba de spate. Nu e vorba de spate. Da, da, înțelege. Nu poate să vină cine să facă masaj. Nu-i vorba. Să s-a arătat în ei bătrânii. Care au nevoie să fie lucrurile. Mulțumesc, doamna, că e dragă. Mă rog, președinte, 30 secunde și am încheiat. Că tot s-a discutat de acest inventar al domeniului public, într-o discuție cu altă doamnă fermier. Puteți să identificați acele rezerve de teren ale primăriei Tamaș, agricole, da, făcut un caiet de sarcini și scoase la licitație astfel încât ca acele terenuri, care în momentul de față poate sunt, poate nu sunt lucrate, să le aducă de vin la bugetul local. Se lucrează la așa ceva. O să-i ajută domnul secretar al meu anunț către consilier. Vreau o dată să informez că rezervele la ce face referire, prin lege nu le poți licita sau... Deci domnul iarăși nu cunoaște legislație, iarăși spune povești care nu au nicio relevanță. Comisia aceea de inventariere, da, la Apogeu, când va ajunge și va finaliza,
dacă va fi, se va demonstra că va fi statutarul și nu sunt lovite de nulitate documentele pe care le completează ei acolo, așa. Dar dacă se va dori să se intre pe legislație, așa cum a impus Curtea de Conturi și cum impune legea, comisia aceea, făcută din consilier local, 4-5 consilieri, care într-adevăr o inventariere este un lucru complex, este o activitate laborioasă. Mulțumesc! Am o chestie importantă. Am avut săptămâna trecută control și auditarea pe linia de corupție la primăria Tamaș. Așa. Cine interesează pe noi toți care suntem aici, inclusiv în angajații primăriei, e vorba de depunerea declarației de apere de interese până la 15.06. Deci am avut controlul pe anul 2022. S-a constatat că doi consilieri locali nu aveau depusii astea. Posibil ca din această auditare să primească aceste două persoane amende, să vedem. Am încercat să vorbesc, să vă las în pace. Nu mai ține de minte, dar comunic la Agenția Națională de Integritate să sosească treaba asta. Pe atunci, preîntâmpină aceste chestii, că nu e de joacă. E o chestie foarte, foarte importantă, văzută la nivel național. Declarația de avere și interese depun până data 15.06.2023. Dacă sunt târzi și pozitiv, consideră că nu sunt depuse și se sancționează cu amendă. Eu vă spun ce prevede legea și ce informații am primit de la norma auditării. Pentru cei care nu se descurcă cu mail-ul, chestia asta că e depunere electronică, îți mai acceptă pe hârtie, dar trebuie pe hârtie, atunci să consideră nedepus. Mai vreau să legătura cu Mihaela Gorău, care nu vă descurcați și o să vă sprijini cu chestia asta. La anul va fi și mai greu pentru că se va depune mai pe bază de semnături electronice, ceea ce complică și mai mult lucrurile. O vedea ce fi până la punctul 2. Dacă aveți răbdare în 2-3 minute să vă prezint ceva, este inventarierea domeniului public și privat al comunii, stadiul în care suntem, dacă mai aveți răbdare. Și ce vorbea și domnul Corodeanu și domnul Bucur și domnul Tocă. Dacă vreți, vă pot spune în 2-3 cuvinte care e stadiul, că am început ceva. Dacă nu mai aveți răbdare, nu mai zic. Spuneți. Deci, inventarierea domeniului public și privat al comunii este cu totul altceva decât inventarierea anuală a bunurilor primării, cum ar fi stat țofoane, mese, scaune și alte chestii. Domeniul public se compune din clădiri, terenuri, drumuri, instalații și așa mai departe. Pentru început, când a venit cineva pe banca de primării, că inventarea domeniului public nu e făcută din 2014. Legea prevede că ea se actualizează în fiecare an și se supune votului Consiliului Local. Nu am găsit nici din 2014, am iar și-a căutat în toate hotărârile de guvern, de momentul din 2002 parcă s-au desprins comunile și din 2002 a căutat toate hotărârile de guvern care au fost publicate în monitorul oficial referitoare la actualizarea inventariului de domeniu. Ea a fost cerută de telefon? Da. Nu, eu vorbesc, n-am citit chestia, deci vorbesc de lege și ce am găsit în monitorul oficial al țării. Deci în anul 2002 când s-au despărțit comunile, au fost alocate anumite bunuri din inventarul comun, care a fost separat de GSE, și mai este o hotărâre de guvern în 2006, referitoare la Comuna Tamaș, prin care o parte din bunurile se șterg și o altă parte se adaugă. Din 2006 până astăzi, nu mai este nicio hotărâre de guvern publicată în monitorul oficial. Conform legii din România, inventarul public, ultimul inventar public, se consideră cel publicat în monitorul oficial. Deci putem vorbi de 2006, nu s-a actualizat conform legii în domeniul public și privat al Comunei Tamaș. Deci de atunci nu mai este nicio hotărâre de guvern publicată în monitorul oficial. De atunci încoace. Există o sumedenie de hotărâri de Consiliul Local, prin care s-au introdus, s-au scos, s-au făcut diferite operațiuni cu domeniul public și privat. Așa, Consiliul Local a votat, avem aceste operațiuni făcute. Ba mai mult, anul trecut a venit un expert, un evaluator, care a evaluat o parte din aceste bunuri. Legea cum prevede? Cum prevede? Cum funcționează această comisie? Am găsit și componența comisiei. Am dat-o dispoziție de primar, conform normelor tehnice, care nu le-am venit, pentru că cine a luat și poate de sus la mine să fie arătat. Am dat-o dispoziție prin care comisia lucrează la întâi, la 6-a până în 30-a 10-a, deci avem 4 luni de zile, care comisia se ducă la concertat, duce la bun sfârșit, de la 2006 s-a duce la 2023 situația. Pentru aceasta, am adunat toate hotărârile Consiliului Local care au fost date de-a lungul timpului, unii când au sosit de la arhivă, sunt pe masă la mine. Avem hotărârea de guvern de 2002 când s-au despărțit comunele, avem hotărârea de guvern de 2006 prin care se modifică acest inventar al domeniului public. Avem expertiza
și stabilirea valorii juste a acestor bunuri făcute anul trecut de evaluator. Avem o situație făcută de doamna contabil Andrei, care a încercat să lucreze, să facă ceva în acest sens, însă a lucrat singură și a făcut și o greșeală. Are numărul greșit numărul de inventar al domeniului, al bunurilor. Numărul de inventar stă greșit numărul prin hotărâre de guvern, nu se mai modifică. Deci suntem în situația în care reluăm totul de la 2006, punem cap la cap toate hotărârile de hotărâre de Consiliu Local, evaluarea expertului făcută, ce-o lucrat doamna Andrei, modificăm și aducem la numerotarea de 2006 din hotărârea de guvern, așa, și această comisie deja a stabilit că lucrează la 1 iunie 2023. Lucrează două ori, începând până joi, până în luna respectivă. Ca să putem face ce s-a discutat de aici, domeniul public să stabile limitele, până când nu avem delimitarea aceasta, să spunem, 70 de hectare sunt aici, domeniul public, nu putem discuta de chestiile astea și nici nu putem concesiona, nu putem face absolut nimic. Aceasta e situația. Aveți perfectă dreptate. Numai că se scoară cu eroare, faceți referire la reactualizări. Vedeți-vă că Curtea de Conturi a descoperit, am raportul Curții de Conturi, în care scrie clar că de la desprinderea Comunei Cesen de Comuna Tamaș, nu există o inventariere a bunurilor. A solicitat Consiliul Local să dea o hotărâre de Consiliul Local, prin care tot ce se ia decizie, nu există în dispoziția primară. Deci cu cel mai mare respect, faceți ce vreți. Doar Consiliul Local nu ia hotărâre. Printr-o hotărâre de Consiliul Local, o comisie este nul în întreg. Dacă Consiliul Local nu a luat o hotărâre în acest sens. Fără Consiliul Local. Exact. Am mai zis fără Consiliul Local. Bine, mulțumesc. Și vă spun sincer. Acelea, da, faceți referire, puteau face reactualizări, dar noi nu avem o hotărâre care a declanșat atunci în 2005, când s-a luat comuna. La Comuna Tamaș a avut alegeri de toamnă, în noiembrie, pe 30 noiembrie. La Cioseu a avut în iunie pe 6. Acolo a ieșit primar Bernardin, aici a ieșit primar doamna Veronica Toni. Dar de atunci nu s-a dat. Din acest motiv Curtea de Conturi a intervenit. Nu se referă la reactualizare. Mulțumesc, domnul. Mulțumesc. Acestea fiind spuse,